Eu vou tirar o gol. Eu tot nu te rupe el. Du-te, mă, că te filmez eu. Du-te, mă, după el, mergi ușor pe urmele alea. Du-te, mă, și dacă vezi că rămâi, accelerezi. Să dai drumul la frână. Ce bine că nu polizează. Gata. Bă, dar o știe el ce-i pe acolo? Bine! Ia uite lui! Semnalizarea, băi! Păi e bine, trebuie semnalizat. Ce bine se aude motorul. Vând reductor, calitate anti. Ia uite. Direct fanară. Băi, nebunul mă, tăi, că tău, bă, îmi place, bă. Așa se-i mai ce nu știi dumneavoastră electroventilator la electric, dacă s-a urcat apa? Șeful nu-i? Eu? Zi, mă, îți place? Bă, dar nu rămâne eu, frate, nimic, nu se veni, nu îmi fac nicio problemă. Nu înțepenea, ia? Doamne, ce emoții ai, da, de ce fac? Ia, mă, dă-i și tu o tură. Lasă-l cu electroventilatorul pornit, Petre. Să-ți faci o idee. Hai! Bine, bă!
mi s-a pus pe burtă acolo, ce să-i mai... Lasă așa! Băi, mă las în marșalier așa! Merge banda! Hai, ce ai pășneau! Ei! Ei! Aici vă trebuie Silverstone! Nu știu, că am ajuns într-un punct, băieți, vă că nu mai vin după noi. Acum nu că sunt arogant sau ceva, cauciucurile merg, nu știu dacă mașina. Tare rău, tare rău, ce să vă zic, zăpadă, vine zăpadă în continuu. Deci s-a pus cam 40 de centimetri, numai de când am trecut mai devreme pe aici. Da? Ne-am oprit să-i așteptăm și pe băieți, se pare că întârzie un pic. Ceva se întâmplă acolo. Nu... Pot să zic că e un traseu foarte, foarte greu, dar e un traseu super tare. Nu este ceva extrem, dar pentru mine pot să zic că îmi place foarte mult. Aici ce-o vrea domnul? Am avut noi ceva curaj până am dat de avalanșa asta în față aici. Nu mai avem unde să mai trecem, din păcate. A venit avalanșa de sus. N-avem cum să-i dăm să trecem. Nu! Trebuie să-i dăm înapoi, fii atent, păruți! Bine că n-am dat o dinamită, da, aici. Filmează avalanșa asta. Nu, bă, nu! Nu am cap bune, bumle. Ia uite, bă, ce-a fost. Bă, ce mechere, ce stacă. Da, bă, dar mechere ca cineva. Să... Să stac eu, mă, așa, că era zi. Aici, sus, să filmeze așa de sus mașinile. Da, da, aici, da, aici, așa. Nu, de pe mașină. De pe mașină? Da, unul pe portbagaj, așa, da. Pe ceva. Da, mă, lasă că mai facem, asta e așa de încălzire, ești nebun la cap. Șefule, până aici ne-a fost. Ha? Cu eu cred că e surpată de mult. E surpată, dar n-am mai trecut mare lucru pe aici. Da, e surpată de mult. Da, dacă vedeam ziua, treceam pe aici. Ziua mai făceam pe aceea, mai... O legai de spate. E periculos. Da, n-are rost acum. E periculos și plecă pe aici, sigur. Da, are până acum. S-a înțelenit-o la acolo de rupe acolo. Zi, domnul doctor. Ce să zic, fac și un video. Gramăsii! A? Aici a fost o avalanșă, nu mai putem să trecem, s-a blocat drumul. Aici avem un râu și nu avem loc să trecem de avalanșă, că pe stânga e râu și în dreapta e blocat drumul. Zăpada e destul de mare. Va trebui să ne întoarcem cumva. Nu mai fac față mașinile. Ia, dă-i de jos! Dă-i mai jos, mă! Dă-i, mai! Hop! Ia!
puneam pe ăsta la Cian? Da, nu știu dacă mâine dimineață, dacă sunt bine. Silvestre România! Hey! Mama, am mers mai suspendat pe aici, ăi. Să strânge zâmbatul în fața lui. Specială mâncață e și inima! Bă, fraților, ce mă, n-ai ce să, nu poți să vezi aici. Deci e zăpada un metru. Samurai, mă! Răcire forțată. Primești, mamă, s-a încălzit apa asta 5 la 10.
facem acasă. Coborâre în relanti. Ca să moară fetele. Doamne, mâncați ai jura ta. Mă duceam. Nu m-am suspendat, am mers pe aici, pe ordine. Bine, nu ți-am zis? Acum e un pic căldura. Vreți să ne fierbem aici? N-au trincat să-i jură. Nu, nu vezi nimic, nu e nicio filmare, băi, zăpada până la prag are 70 cm, un metru. Da, păi asta aici e aruncată de roți, iar, peste. Da, ia de multă. Frică, Petrică, și-a făcut treaba. Silverstone! Uite, mă, urcă ceva pe aici, auzi. Cine, mă, să vede? Uite, mă, să vede ce vă urme pe aici. Ioane! Uite, să văd niște faluri pe aici. Bună! Aici ar fost. Păi s-a zbătut aici până acum, cred că. Alex e pe jos, acolo. Alex e pe jos. Bă, ăsta cădea aici, bă. Cădea în hău ăsta. Oprește alea, că vorbești de tot, doamne, de tot. Ia-ți, băi! M-ați auzit? Te-ai întors acolo? Dacă nu era curba asta, treceau. Tu știi până unde m-a dus încolo? Bine. Bă, am trecut multă cabană. A trecut de cabană. Nu, unde te-ai putut mări? Nu, m-am întors, că văd unde, mă duc încolo. Bă, ideea este că noi mai intrăm încă 10 cm în zăpadă după urma voastră. Adică cumva tu plutești cu mașina pe zăpadă. Nu, o aruncă în spate, bă, în față. Tu știi ce pățesc eu? Păi eu merg 100 de metri. Să umple până sus aici, mă opresc, mă dau înapoi. Păi așa a făcut și el. Păi la fel pățesc și eu. Să umpleasă dădea, să umpleasă dădea, să umpleasă dădea. Da, asta, asta după urme e ce, ce aruncă roțile înapoi, în spate. Da, bă, nu ai cum, mă mir cum te-ai arus până aici. Mă gândeam că pe urmele mele să mergi. Păi așa a zis. E mare de-a. Încolo. E mare, mare un metru. Nu, că... până la prag. Păi mine mi-ncălzea, mă, am mers cu toate astea, nu mai pot de căldură. M-am dat jos și am deschis capota. Să ridic apa pe bune, cu electroventilator, cu tot. Bă, da, și ele am dat de asta. Am stat și pe loc, să răcească, să alea. Urât în vară aici. Am ajuns la un moment dat în față și e decât drumul, am filmarea. Drumul și în stânga, direct. Păi ce uite, în stânga, și zic, las-o, doamne. Bă, am dat cu troliu, bă, n-am uzi. Am folosit mașina și caz. Păi, ia unde te duci acolo? Tu ce-ai căutat acolo, mă? Păi m-am dus! Ce că păi m-am dus? Cât avea, mă, pe aici, ăsta avea 100 de ore, deci cât să putea maxim! Poți să-l torci? De filmul meu nu poate să-l torci. Hai, dă-i înapoi! Dă-i mai în față să trec eu de tine, să nu mai mă urc. Să-l întoarcă în vale aia. Bă, toarce-mă aici, mă, că merge, mai în față. A, nu mai, nu mai. Las-o atât. Silverstone. Gata?